Chinese. Ay, gracias. Bravo. Sí, bueno, sabes, pues, había. Deixem repetir una lección. Cuerpo rotundo y chiquillo. Ah, cuerpo rotundo, ¿eh? Chiquillo. Chiquillo, ¿verdad? Claro. Vórtice intra en la atmósfera. Pero casi se ha apretado. Ah, sí. Și nasul la școală. Da, și nasul la școală. O fost prima zi după un lung, în fapt. Da. Și mi-e mai greu, știi, domnul profesor, cum se încălzesc. Cum, chiar cum ați reușit să stați în bancă și să nu înțelegeți nimic? A fost greu. A fost greu. Trebuie să faci un efort asta ca să nu înțelegi nimic. Și de aici, domnul profesor, l-am explicat sau cum faci? Și de acolo, ca să vedeți și manualul. Da, da. Ciclic. Elementele cilindrului circular drept sunt bazele. Stop. Ce e un cilindru? Toată lumea a văzut un cilindru. Paharul, etc. Da? Cilindru. Haideți să desenăm un cilindru. Da? Pentru reprezentarea în spațiu. O să facem așa să facem. Uite, țara, uite. 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 Așa, și așa. Cilindru ca o, elipsă. Da? Păi lipsă bază. Că nu puteți să facem așa. Cercul. Da. Mi-a preocupat toată tabla și făcut cum mai eu partea asta spre mine. Deci asta este cercul de bază. Și atunci și cel de sus tot sub forma asta. Se vede asta, da? Da. Să vedem. Deci A, B, A prim, B prim. Și unit A cu B și A cu B prim și O. Deci A, O, B, știți? Deci A cu B și A prim cu B prim și O mijlocul centrul cercului. Da? O și respectiv O prim centrul cercului de bază și centrul cercului de bază superioară, bază inferioară, bază superioară, să zicem. Așa. E, convenim să, de fapt, ce să mai convenim? Ca să știi că asta se numește rază într-un cerc, da? Deci asta este raza cercului. Iar asta așa se numește generatoare, da? Generatoare. Dar de ce? Trebuie să înțelegi de ce se numește generatoare. Fiindcă prin dacă vă închipuiți cercul, asta este cercul, asta de bază, asta e cilindru, da? E cilindru, da. Da. O să-l lăs. E bine, prin mișcarea unei perpendiculare pe cercul de bază, uitați așa, așa, așa asta, tot timpul mișcând aceasta perpendiculară pe bază, o dreaptă așa, care alunecă, care se mișcă pe de-a lungul cercului, a generat, a dat naștere în spațiu la suprafața cilindrică. Asta. Da? Adică are lateral, adică cum? Suprafața are cilindrică. Da. Dar când punem problema aflării aerii, e altă poveste. Dar acum puteți să vă închipuiți că așa s-a întâmplat. Dreapta asta, perpendiculară, mișcându-se de-a lungul circunferinței cercului acela, generează suprafața cilindrică. Da? Suprafața cilindrică. Prin secționarea suprafeței cu un alt plan, se obține cilindru. Adică cilindru e, de fapt, zona cuprinsă între cele din suprafața cilindrică, între cele două planuri. Planul cercului de jos și un alt plan cu care vine și am făcut secțiunea. De aia se numește asta generatoare. Ca generat. Și în cazul cilindrului drept, e egală cu chiar cu înălțimea cilindrului. Chiar înălțimea cilindrului. Că ea poate să fie perpendiculară când am cilindrul drept și ea poate să fie și oblică. Poate să fie și așa. Da? Da. Poate să fie și oblică. Dar când e perpendiculară. Când e perpendiculară, e cilindrul drept. Generatorul e egal cu înălțimea. E egal cu înălțimea. Deci, elementul cilindrului drept. Ce v-am spus acum este un cilindru circular. Cilindru circular. Deci elementele cilindrului circular drept sunt bazele. Da. Deci elementele. Elementele cilindrului.
Bazele. Bazele. Două discuri congruente aflate în plane paralele. Bazele, așa. Două discuri. Adică... Două cercuri. Două cercuri, dar una când te gândi la cercul mare, la circunferință, circunferință, deci cercul asta înseamnă. Disc? Iar disc înseamnă împreună cu interiorul său. Am înțeles. Da? Discul este una, cercul este altul. Cercul este ce vreți acum. Uitați, ăsta este cercul. Dar când zic discul, înseamnă și interiorul cercului. Am înțeles. Deci două discuri. Aruncarea discului. Da? Da. Așa. Două discuri congruente aflate în plane paralele. Discul de centru O și rază R și discul de prim de centru O și rază R. Așa, deci e vorba de bazele, care sunt două discuri. Da? Da. Discul de pe centru O și rază R. Centru O și rază R. Și discul de prim. De centru O prim. Nu, de O prim și R. O prim și rază R. Și de rază R. Aceeași rază, sigur că da. Discul de centru O prim și rază R. Vom nota cu area bazei egal cu pi R pătrat. Area unei baze a cilindrului. Deci area... Area B mare. Egal cu pi R pătrat și area bază B mare, egal cu pi R pătrat. E vorba de area discului. Noi obișnuim repede să spunem area cercului, dar corect este să spunem area discului și lungimea cercului. Deci lungimea cercului, cu cine este ca lungimea cercului? 2 pi R. Iată-mă, prins acum în menghere, nu am ce să vă spun, ca cum s-a definit. Demonstra formula asta. Deci o învățăm, pe asta o știm, diametrul se cuprinde de 3 ori și un pic, că două raze înseamnă ce? Două raze înseamnă diametru. Și într-un cer de 3 ori și un pic. Și acel de 3 ori și un pic o fundamentată cu pi. Și atunci nimeni spune, lungimea cercului este egal cu 2 pi R. Când privește area, pi R pătrat? Mai târziu. Nu, mai târziu. Înălțimea cilindrului, o altă, un alt element. Înălțimea cilindrului. Înălțimea... Este egală cu distanța între cele două baze, O oprim. Lui. O oprim. Da, distanța între cele două baze. Exact. Distanța între cele două baze. Acum, și trei, generatoarea G a cilindrului. Generatoarea. G mare a cilindrului. Egală cu A oprim. E vorba de A, A prim, sau B de prim, nu? Care da. E egală cu B de prim și notată cu G. Cu G. Care, în cazul cilindrului circular drept, este egală cu înălțimea cilindrului. Exact. Nu mai e aici, în cazul cilindrului circular drept. Și de așteptat. Când e un cilindru, când generator a fost oblică și a alunecat așa, paralel, că însăși de-a lungul cercului acesta, una e generatoarea și alta e înălțimea care înseamnă distanța între cele două baze. Păi desenul nostru ăsta trebuie să vede bine, cu o bine egal cu altul. Sigur că da. Acesta este în desenul meu, este un cilindru circular drept. Hai să desenăm și un cilindru circular oblic. Ce înseamnă? Am să desenez tot așa un cerc în spațiu. Și acum nu mai duc perpendicular, ci eu duc, da? Iar generatoarea asta alunecă, cum alunecă, spuneam, da? Este paralel cu ea însăși, A, B, și planele sunt paralele. Da? Și iată că am desenat un cilindru, și distanța dintre, asta e generatoarea, că ea s-a mișcat. Să nu dați cu aprim, B' și acolo, ca să... A, B și aprim, B' și acum oprim. Iar înălțimea, o prim, asta nu este. Tot o prim, ea e înălțime, nu? Deci ea nu mai este, așa asta nu mai este înălțime, nu, e tot generatoare, nu? Tot generatoare, e paralelă cu... Și ca să o facem înălțime? Deci, se duc perpendicular, exact.
fața dintre cele două. Ori din aprim popor aici, ori din orice punct. Din planul ăsta, mă duc perpendicular. Așa e asta e înălțimea. H. Înălțimea. Vedeți când e oblic? Nu mai e aceștia. Când e în oblică, înălțimea nu mai coincide cu generatoare. Cum este egal cu generatoare? Păi multi. Păi, așa stă. Și distanța de cele două plane. Distanța de două plane se măsoară prin perpendiculara comună. Și acum am dus perpendiculara comună. Și generatoarea este asta, aici. A primit generatoarea da? Și înălțimea deci generatoarea și este ce? Nimic? Ce nimic? O oprim acolo, nu-i nimic. O oprim, dar cum e centrele? E tot generatoare. E generatoare. O oprim, pare că o aprim cu BB prim. Deci în condițiile astea o oprim, o oprim, este nu altceva decât tot o generatoare. Iar dacă vrei înălțimea, trebuie să fie din oprim, fie din aprim de oriunde, aprim de oriunde dintr-un punct din planul, dintr-un punct din planul cercului discului de sus, duc o perpendiculară. Și aia e înălțimea. Observație. Suprafața laterală a cilindrului circular drept se desfășoară într-un plan, după un dreptunghi, cu dimensiunile. Lungimea este egală cu aprim și 2 pier, și înălțimea este egală cu aprim și egală cu drept. Lungimea este egală cu A1 și egal cu 2 pie. Sigur, hai să facem și noi chestia asta. Desfășurăm din, uitați, din cilindru. Eu am pus aici, da? De acolo am plecat. Da. Țin degetul și desfășor acest cilindru. Acolo. Până aici și rup. După ce o să rup chiar în pur. Era. Și ce este? Fostul cilindru a devenit un dreptunghi. Și lungimea dreptunghiului. Și cine este înălțimea? E înălțimea cilindrului, nu? E generatoarea. Da, generatoarea ca cilindrului. Iată, fosta, urna de dimensiuni. Și latura mare, lungimea. Latura mare, lungimea. Este fostul cerc. Da. Care e 2 pie. 2 pie. Și vine orice. Corect. Dacă vrem să facem suprafața laterală, este dreptunghi. Da, nu dreptunghi. Iar e dreptunghi. Baza sau lungimea o lățime. O lățime, corect. Lungimea e 2 pi r și cealaltă dimensiune e generată. 2 pi r c. Super. Ce fain ai explicat. Deci suprafața laterală a cilindrului circular drept. Da, suprafața. Da, se desfășoară într-un dreptunghi, iar lungimea va fi 2 pi r. Uite așa. Și lățimea în gen. Deci asta este 2 pi r, nu? Asta e 2 pi r. Da? Și asta este gen. Și alea laterală, adică ce-a fost înainte, la cilindrului, area laterală la cilindru, aici se zice. Area laterală este egal cu 2 pi r, ori gen. 2 pi r, gen. Super. O altă observație, dreapta O' determinată de centrele celor două baze, este axă de simetrie pentru cilindru. Deci, pentru cilindrul drept. Deci, pentru cilindrul drept, O' este axă de simetrie. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă axă de simetrie? Toate punctele, dacă iau un punct de pe cilindru, da, deci vă închipuiți, ăsta a fost cilindru sau... Hai să le opăți dacă ăsta poate. Deci ăsta e, iau un punct de aici și o oprim asta care trece prin centru, e vorba de o aici o oprim. Da. E bine, punctul ăsta și cu dreapta o oprim formează ce? Un punct și o dreaptă, de oriunde la șoa e o punctul de pe suprafața asta cilindrică. Cu dreapta, o punct și o dreaptă, formează ce? Un plan. Da. Secționând, trăind, să spun, după planul acesta, suprafața cilindrică, ce obținem? Un dreptunghi. Da? Deci nu așa vine un dreptunghi. Adică, ce se va întâmpla ca să ne înțelegem? Deci așa apare dreptunghiul care ia naștere.
Asta este o oprit. O... A spulcat cilindru, ca să înțeleg. A spulcat așa. O oprim. Da? O oprim. Și asta este formată din câte două rații, diametrul, de fapt. Da? Deci, asta este 2 iar. Și atunci, orice punct de pe suprafața asta cilindrică, eu pot să fac și așa desenul ca să înțelegeți și felul ăsta în imagine ce cilindrul ăsta a culcat. Și acum, când duc de aici pe perpendiculară și mă duc în partea altă, dreapta asta este axa de simetrie, adică distanța asta e egală cu asta. Tot așa de bine, odată în planul ăsta, dacă mă duc, pot să fac și așa. Dar cel mai bine trebuie să fiu prin perpendicular. Exact. Adică simetric oricărui punct al cilindrului față de această dreaptă este tot punct al cilindrului. Asta este. Asta am spus. Simetric oricărui punct de pe al cilindrului față de dreapta asta este tocmai în partea asta. Este tot un punct care se află tot pe cilindru. Corect. Iau altul, se găsește altul aici, altul și așa mai departe. Deci, simetric, în sensul ăsta, e simetric. De fapt, plecându-ți la ce înseamnă simetric unui punct față de o dreaptă. Am dreapta și un punct de aici, simetricul său îl găsim aici, pe perpendiculară. Un alt punct, dar noi mergem de pe cilindru și simetricul său îl găsim aici. Și care îi unde? Tot pe cilindru. Tot un punct de pe cilindru pe partea cealaltă. S-a format planul, cum vă spuneam mai devreme. Da. O secțiune axială în cilindru circular drept este obținută prin secționarea cilindrului cu un plan care conține axa de simetrie a acestuia. Am discutat acum. Da. Secțiunea axială este dreptunghiul AB de prim. Exact. Cu dimensiunile AB egal cu 2R și înălțimea A prim egal cu G general. A prim, B prim. Eu nu l-am prezentat cu cap aici. Da. Da. Deci AB e 2R. Nu? Așa s-a zis, AB egal cu 2R. Da, și A prim egal cu generatoarea și egal cu înălțimea. A prim egal cu generatoarea și egal cu H. Notăm cu D mic egal cu A, B prim, lungimea diagonalei secțiunii axiale. A, B prim. A, B prim. Lungimea diagonalei secțiunii. Adică diagonala din dreptunghi. Diagonala din dreptunghi. Da. Că am zis secțiunea axială, adică secțiunea care trece prin O prim, orice secțiune, orice plan dus prin O prim, face parte numele secțiunea axială. Și acum, ce este această secțiune axială? Este un dreptunghi. Și dacă de la A la B prim am dus, e diagonala în diagonala în dreptunghi. Da? Și o secțiune paralelă cu baza este într-un cilindru. Se obține la intersecția cilindrului cu un plan paralel cu bazele acesteia și este un cerc congruent cu cercul de bază al cilindrului. Adică dacă mai dai o dată cu cerc. Sigur, că dai că mai și mai tai o dată, ce obțin? Un alt cerc. Un alt cerc congruent. Sau două cilindri, da. Da. Doi cilindri. Da. Doi cilindri. Ăla de sus cu cercul de jos. Area laterală este egal 2πRG. Da. Area totală este egal cu area laterală cu din două ori area bazei. Și deci area totală, hai să scriu și mai. Area totală egal cu area laterală din două ori area bazei. Și egal cu 2πR pe lângă G plus R. Egal cu 2πRC. Da. Era vorba de area laterală și de două ori area cercului. Adică cercul de sus și cercul. Plus 2πR pe tal. Și nu-ți poate fi aici cu 2πR. Și facem pe 2πR un factor, 2πR. Pe rândul meu a rămas de aici G. Generatoarea plus raza. Volumul cilindrului este area bazei ori înălțimea. Volumul egal cu area bazei. Ori înălțimea, asta știu și ei. Volumul la drept și la... La volumul cilindru, da, în general. Da. Are bazei înălțimea. Are bazei înălțimea și egal cu πR pătrat. Are bazei πR pătrat. Ori când e drept. Dar pier pătrat aș punem noi. Și pentru ce e drept, aș egal cu drept. Dar noi discutăm general despre ce e drept. Da. Când e pi, pătrat.
Gen. Gen. Pierre Pătrăgaș, dar Pierre Pătrăgaș. Așa trebuie, dacă nu încurcați... Sigur, Pierre Pătrăgaș e ca la prismă. La prismă și are baze cu înălțimea. Fie că e prismă dreaptă, fie că e prismă oblică, tot care poate o înălțimea. Deci nu trebuie să învățați acolo de video. Starea laterală e... Cum am zis? La dreptul. Lungimea o înălțimea la dreptul, dar în cazul nostru aici, lungimea este... 2 pie. 2 pie, lungimea cercului, de fapt. Exact. Da? Și avem generatoare. Ori generatoare, păi da, despre ori eu. Asta, dar că înțelegeți exact. Da, nu, nu vreți să urmă. Doi pieri, ce să fii pieri pătrat sau ce o fi cum? Să închid prizorul din hârtie, cum a făcut un profesor, exact așa. Da. V-a desfăcut cilindru și ce-a desfăcut? Lungimea cercului și da. Și generatoare. La ăsta drept. Da, lungi, a fost un cerc, a fost acolo, cum a nu e. Deci, așa, logic, da? Și acum trece la probleme, ea fie doar de teorie. Da, ce elemente pe sală avem aici? Când am zis cilindru, câteva lucruri. Elementele care sunt de bază sunt... Elementele de bază sunt cele două discuri, are la suprafața cilindrică, generatoarea este cea care determină suprafața cilindrică. Deci toate aceste lucruri sunt simple de înțeles. În probleme, făcând antrenament, o să vedeți că e la îndemână. Nu sunt lucruri dificile. Da. Să... Facem problema din clasă sau începem problemele din clasă? O problemă din clasă. Eu mai trec oară de... Să vă mai scrie cu un cilindru, cent cu un cilindru, cent cu un cilindru, trei cilindru de clasă, așa. Volumul unui gorbleac. Știind că dacă fundăm complet în apa dintr-un butoi, dintr-un butoi cilindric circular drept, cu el egal cu 21 cm, nivelul apei din butoi crește cu 30 cm. Deci, spuneți-mi, Marta. Calculați. Calculați volumul în loc. Problema 22 de la pagina 105. Pagina 4. 22 de la 105. De la 105. Da? Da. Calculați volumul unui dovleac. Știind că dacă fundăm complet în apa dintr-un butoi cilindric circular drept cu ier mare egal cu 21 de centimetri, deci cilindru circular drept. Cilindru circular drept cu ier mare egal cu 21 centimetri. Drept. Iar mare... 21 de centimetri. 21 de centimetri. Zice că dacă se calculează volumul unui dovleac, pe care dacă îl bag, îl fund complet în apa dintr-un butoi cilindric circular drept cu ier egal cu 21, nivelul apei din butoi crește cu 30 de centimetri. Așa. Luați un delta H, deci, nu știu. Da, delta H, să zicem așa. 30 de centimetri. Și ne mai spune că pi e 22,7. 22,7. Aici să vedeți. Da, 22,7. Deci cere volumul dovleacului, cum ar veni în concluzie. Da. Volumul dovleacului. Mai și prima dată, un dovleac, ce-i facem? Îl subfundăm complet. În apa de dovleacului. Îl băgăm în circular drept. Da. Deci un dovleac îl băgăm în concluzie. Corect. Așa. Într-un cilindru... Sub formă de butoi. Într-un butoi, sub formă de cilindru, mai să vedem. Un cazan, hai să vă închipuiți. Un cazan, sub formă de cilindru circular drept. În cazanul respectiv este apă, suficientă ca să putem scufunda complet dovleacul.
Ce se întâmplă? Hai, vă imaginați, Bev, acum, care este situația. Asta e cazanul. Și la un moment dat, în cazan, este apă până la nivelul ăsta. Da, până la nivelul ăsta. Știu raza. Cât este raza? 21. 21. În momentul în care am băcat, de aici începe, apa urcă 30 de centimetri. 30 centimetri. Și de ce lui ce plecea? Nu, dar ce nu, că nu l-a făcut un profesor. Doar îți face apa, cu atâta se ridică în sus. Doar îți face apa cât se ridică, cât era și cât se ridică după ce a băgat Dobrecelu. Dobrecelu s-a băgat în apă complet. Așa, este băgat în apă. Uite Dobrecelu. Și împingerea lui în apă a determinat, practic, nivelul apei să crească cu 30 de centimetri. Și trebuie să aflăm volumul Dobreacului. Volumul Dobreacului? Da. 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 Și pi 22 pe 7? Da. 3,14, 10 mari, nu știu ce. Așa au făcut așa. O dată sub forma asta pentru o precizie mai mare. Noi, ca să calculăm să ne ducă la... Ce e făcut, practic? Volumul Dobreacului egal cu volumul cărui cilindru? Volumul Dobreacului egal cu volumul cărui cilindru? Să-l dăm un pic pe acolo ca să vă zic ieși în joc? Deci aici notăm cu A, B, A prim, B prim, C și D era nivelul apei. Inițial, în cilindru, fără să fie Dobreacul. Deci asta aici și-a trebuit văzut. Așa era apa până în momentul în care am băgat Dobreacul. Și îndată, împingând al Dobreacului, a dat drumul, că e greu să duci la fund repede. Da? Apa s-a ridicat încât l-a cuprins, fie că el stă la fund. Exact. Poate scoate cu la lui Dobreac portocaliu dacă are. Așa. Cert este că a determinat mișcarea apei. Da? El, Dobreac, este dus aici, în interior. Dobrecelu. Îl facem așa, ca să cum ar fi, să creăm imaginea de reprezentare de spațiu. De sferă, da. Da, de sferă. Și apa a ajuns în noua poziție, iată, aici. Ce prinde prin, da? Da. A, da. Ce frumos. Ce de? Era. Și ce prind? Ce prind de prind? Era. Întrebarea este, care este volumul? Ziată. A, B, de prim ce prim. Asta este volumul cui? Cu cilindrului. Volumul cilindrului. Cu tot cu bostan. Volumul apei cu tot cu bostan. Eu vreau numai volumul bostanului. Ține mai o idee? Nu? Nu se poate să mă avem. Deci, sigur. Deci, tu era bostanul e afară. Da? Da, auzi un pic, ați făcut și la fizică. Deci bostanul era afară. Apa era aici. Până la un alt nivel. I-am dat drumul la bostan și apa a urcat aici. Ai volumul cilindrului minus volumul apei. Da, da, volumul apei, cum se urme? Care la cărui cilindru? Stai, 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 acum mă duci bine. La cărui cilindru? A, B, de prim ce prim. Volumul ăsta, da, minus volumul? Apei. A cărei ape? Până unde? Până la ce? Până la? B. Până la B.
Quella roșu ăla. Quella roșu. Că din toate albastra, dacă se dea fosta apă, nu rămâne vorbul bostanului. Dar de fapt, dacă din tot ăsta scad pe asta de înainte apa, de înainte ce în volum centru, nu rămâne vorbul ăsta? Bă, da. Păi asta e vorbul ăsta și vorbul bostanului. Logic. Gândiți-vă logic. N-ați făcut la fizică când ați măsurat volumul unei chei, de exemplu, ați introdus într-un cilindru o cheie, efectiv, și ați măsurat... La ce, la fizică? La fizică, într-așa, de se măsoară volumul unui corp în suprafață neregulată, de exemplu, într-un cheie, într-un cilindru, da, da. Nu, o cheie, ce o volumul unui obiect, așa, asta e forma de... Măsură, deci, vedeam că s-a deslocat, da? Deci, e clar, mă spun bine aici. Da. Deci, ce vreau să scrie tot volumul, cu toate astea, a scat volumul dinainte, și e volumul ăsta de aici. Deci, volumul cerului, volumul postarului, volumul ăsta, da? Bostan. Egal cu volumul cilindrului CD ce prim de prim. CD ce prim de prim. Deci volumul ăsta e egal cu volumul CD ce prim de prim. Și asta înseamnă că este egal. E un cilindru care este a cărui volum, care era formula de mai știu. Are bază. Și are baza este un cer. Cercul 2 pi r g. Așa, mă. Băi, pe el, pătrat. Băi, nu lungime, băi. Aria. 2 pi r era lungimea cerului. Aria, pi r pătrat. Pi r pătrat. Orice. Noi am adunat 2 pi r pătrat, erau două... Era la aria totală. Aria totală. Ne-am adunat 2 pi r pătrat. Pi r pătrat era la un cer și pi r pătrat la celălalt. Când zici una, atenție și ce-ți contribuie după aceea? Că ai zis... O zic bine aria bazei. Aria bazei? Dar trebuie să ai și pe aria bazei. Cu cine este care aria bazei? Are unui cer, care a discului. Pi e pătrat, orice, ca orh. Da. Deci egal cu pi e pătrat, care este aria discului, corect. Oare? Ce? Ce ca H. H. Că zice, se ridică cu nu? Ori de H care înseamnă H, care înseamnă cine? C, ce prim, ca să și va fi egal cu pi, care e la 22 pe 7, o raza 21 la pătrate, de cine la 21? Un H, 30. Băi, 30. Am văzut ce am. Și egal cu, ia să vedem ce facem acolo, de fapt, să vă știm. Ia să vedem, mai e calculul ăsta. Și simplificăm. Hai, băi, adizii, hai 7, o 7, 1, 21. 7 deci, aici e 3 la 9, 7 la 9 și 17, da? Și vine 22. Ori 3 la 9, ori 7 care au rămas. Și ori 30. Și este egal cu... Centimetricul. Da, centimetricul. Și calculul în sine... Îl face, e o problemă de denunțire. Da. N-a fost nimic deosebit, dar vedeți, v-o surprins problema. Orice corp. Atenție, mai legat. Vrei să afli volumul, să spunem, piciorului tău până la genunchi. Mergi într-un cazan, vezi că și așa stai. Nu să la mama? Sigur că da. Și ăla e ăla e volumul corp, piciorului tău. Ați înțeles? La orice corp. Orice corp, da. Indiferent forma lui. Deci 25 de la 100. 6.
Deci un vas plin cu apă, având formă de cilindru circular drept. Nu văd, da? Cilindru circular drept. În care R1 mare egal 15 cm. Grava. R1, 15 cm. Și H1 egal 20 de cm. Deci un vas plin cu apă se golește într-un alt vas în formă de cilindru circular drept, în care R2 egal 12 cm și H2 50 cm. Până la ce înălțime se ridică apa în cel de-al doilea vas? Până la ce înălțime? Așa că tot ce dat, așa, din când în când e între microfon. Mai am să-ți arăt... Să văd. Da, așa, așa, așa. Ca să văd cum se vede, nu? Așa. Până la ce înălțime se ridică apa în al doilea vas? Deci primul vas e plin cu apă. Am înțeles. Și se înălțime în al doilea vas de și ei. Deci este un, avem un vas în formă de cilindru. Un pahar cu apă, da. Ca să zicem așa, plin în băchi. Îl răsturnăm într-o oală. Pentru că vedeți că raza... La doi sau... mai mică, dar e mai înălțime. Da, mai mare. Hai să spunem, dintr-o oală într-altă oală, ca să vorbim așa, care sunt raze diferite, da. Dintr-o oală într-altă. Așa. Numai imagine, nu trebuie să dai de unde să aud. Numai imagine. Nu. Te auziți sau e vorba de focusare, din când în când. Și am să spun și să poți intra pe el. Ca să, din când în când te uiți acolo, stai. Așa. Și mă duc, gândim problema în felul următor. Inițial, asta era cilindru. Era plin cu apă. Plin cu apă. A, B, C, D. Și... Aveați el 1. Aveați el 1 aici. El 1. H era H1 de 2, H1. Și îndată mă duc într-un alt cilindru. Mai mic, da? Dar mai înalt, cu raza numai decât 16. Înălțimea 50. Iar tu ai. Și înălțimea 50. Întrebarea este, până la apa, probabil nu este același lucru, zic și eu. Deci, mai din cu apa, nu în formă de așa. Da. Se golește într-un alt vas. Da. Până la ce, până la ce înălțime se ridică apa în cel de-al doilea vas? Se va leca până undeva aici. Nu știm până unde. Nu știm unde, dar... Ceea ce știu, sigur că... îi va rămâne o porțiune goală. Aici spunem M prim. N prim și N secund. N secund. Întrebarea este până unde se ridică. Deci, recapitulând. Paharul plin, iar plin cu apă. Aici. Da, era mai gros și mai mic. Mai puțin înalt. Da. Cu înălțimea mai mic. Cu înălțimea mai mic. Se toată într-un pahar mai lung, dar mai subțire. Da, dacă raza mai e mică, deci... Apa se va duce mai sus sau mai jos decât eu stau la inițial? Credeți voi când îl turnăm în celălalt pahar? Apa se va duce mai mult sau mai puțin decât era în paharul inițial? Poate să curgă din paharul al doilea? Poate să curgă. Întrebarea este, ar trebui să știm volumile celor două. Ca să ne putem pronunța. Dacă vă spune problema, se pare că volumul acel de-al doilea va fi mai mare, că zici, până la ce înălțime se ridică. Păi, clar că se ridică, doar
volumul cât la... La primul. La primul. Da. Și apoi volumul secund. Ca să vedem dacă sunt în raportul care sper noi să fie scrivul mână. Deci de aceea zicem B1, primul volum chiar zicem A, B, C, D. Cine e care are? Cu area bază, adică pi r pătrat. Așa, pi r pătrat. E 1 pătrat. Ori G pe prim. Ori H pe D. Ori H1. Ori H1. Ori, cum ai spus, BD, ori AC, ori H1. Face pi, el, nu știu. Pi, ușel, la pătrat, 225. 225. Mai bine 225 pe el, nu știu. Da, bine, lasă, lasă. Ori 20. Ori 20. 20. Care înseamnă de 2 ori 225 face 450, 4500 pi centimetri cubi. De ce am metru pătrat aici? Încă o dată limitate de măsură, deci la fizică la 3. Bun. Hai să facem și volumul celălalt. Volumul lui M. E în prim. E în secund, da? E în secund. E în secund. Adică la tot paharul mare. Tot paharul mare, ca să vedem. Face pi. Iar 2. Pătrat. Pătrat, ori. H2. Și face pi. 144. Ori. 50. Și face 5 ori 4, hai că zice Maria. 7200 pi. 7200 pi. Iată centimetri cubi. Iată între 4500 și 7500 e mai mare al doilea. Și care e întrebarea? Și întrebarea este că... Că toată apa din primul. Încape toată apa din primul în altul. Până la ce nu ține să-i ridică apa și în altul. Și e corect de semn făcut. Nu cu geaba. Scădem primul volum, de la doilea volum, cât e primul, aflăm cât e M prim, în secund, e secund. Și înălțimea, o primul calculăm după ce avem volumul. Deci, pe scurt, tu spui așa. Aflăm volumul, din volumul ăsta tot, scădem volumul ăsta, ăsta. Și, practic, obținem volumul gol. Da, și știm area bazei și aflăm înălțimea, adică cât s-a urcat. Exact. Aflăm înălțimea zonei goale. Înălțimea zonei goale, că toată înălțimea o știi din 50. Acolo. Și atunci scădem din 50 pe... Înălțimea zonei goale. Da. Și atunci toate mai făcute. Nu? Altfel, o altă idee. Asta a fost una prin scădere. Da. Altă variantă, ca să avem de dată înălțimea. Din toată înălțimea aia, scădem bucățica aia, din nu prim mână. Ca să aflăm de dată pe asta, nu e același volum de aici. Ba da. Și spunem, volumul ăsta e ca cu volumul ăsta. Ba da. Și volumul ăsta îl știm. Mm-hmm. Și volumul ăla... Și volumul ăsta este pi r pătrat ori h. H ca volumul.